Aoleu, salut! Băi, mi este așa un pic să vorbesc cu voi, dar salut! YouTube România, ce mai faci? Da, eu fac bine, sunt tot la fel de drăguță și deșteaptă, numai că am făcut acne, dar sunt bucuroasă că suntem aici deja peste 20.000 pe canal. It's about fucking time, să fiu sinceră, pentru că muncesc la acest canal de foarte mult timp, dar e crește așa mai încet pentru că din diferite motive, pentru că nu posta mereu regulat, asta este partea mea din responsabilitate, pentru că voi nu dați share, asta e partea voastră din responsabilitate și înțeleg de ce nu o faceți, pentru că sunt subiecte sensibile, dar vă rog tare mult să dați like și share la acest clip în care vom vorbi despre acne. Nu o să vorbesc singură despre acne, ci o să vorbesc despre acne cu ajutorul Ioanei, aici de față, în această poză. Ioana a avut acne care a chinuit-o câțiva ani buni. Ea mi-a trimis poze și videoclipuri din această perioadă și sunt foarte, 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 foarte recunoscătoare pentru încrederea pe care a avut-o. Pe lângă experiența Ioanei, o să vă spun și care au fost experiențele altor persoane care mi-au scris în legătură cu acnea. Și nu în ultimul rând, o să vă vorbesc puțin și despre mine, pentru că unul dintre motivele pentru care fac acest clip este faptul că de ceva timp am fost diagnosticată cu acne la adulți, pentru că sunt adult, se pare, pentru că am 28 de ani și sunt sub tratament. Când vă uitați la tot clipul, deși fac reclamă, vom vorbi despre tot felul de chestii interesante, cum ar fi cauzele acnei, cum am spus, tot felul de povești de la oameni care s-au care au avut de face cu acnea și care s-au chinuit cu acnea și voi răspunde la întrebări hot, dacă mă masturbez fac acne, dacă mă masturbez nu fac acne, dacă fac sex fac acne, dacă nu fac sex fac acne, dar toate astea mai spre sfârșitul clipului și până atunci, cum ziceam, like și vreau să rămâneți cu trei chestii. Prima chestie este că acnea este o afecțiune a pielii cu care se confruntă 9%, mai mult de 9% din populația lumii. Deci dacă ai acne, la fel ca mine, nu ești singură și nu ești singur. Al doilea lucru este că acnea nu este contagioasă. Deși este în parte provocată de o bacterie, nu poți lua acne de la cineva. Nu se transmite de la persoană la persoană. Cauzele acnei, cum ziceam, sunt mai complexe de atât și o să le explic puțin mai încolo. Al treilea lucru este că dacă ai probleme cu pielea și dacă ți-e teamă că ai acne, este super, super important să mergi la medicul dermatolog. Acest medic poate verifica dacă tu ai cu adevărat acne și îți poate prescrie un tratament corespunzător. Și asta este foarte important de făcut, pentru că acnea poate duce la cicatrici pe față, de exemplu, sau pe corp, depinde unde este localizată, dar poate provoca și altfel de dureri la nivel psihologic, care sunt legate de anxietate, de depresie. Deci, cel mai bine este să știi din timp dacă ai acne și să o tratezi cât mai rapid. Ok, și acum vreau să vă citesc puțin din povestea Ioanei. Primele semne de acne mi-au apărut pe la 15 ani. Nimic sever, câteva coșuri și 10 de milioane de puncte negre. Îi cerea mamei insistent să mă ducă la dermatolog pentru că nu găseam nicio soluție printre cele propuse de colegi sau găsite pe internet. Salut, internet! Dar refuza, mama refuza, pentru că spunea că e normal ce se întâmplă, o să treacă de la sine, să nu-mi ating fața și să mă spăl des cu săpun. Vreau să știți că acnea apare cel mai des la pubertate și afectează atât adolescenți cât și tineri adulți. Dar mai departe de asta, ea poate apărea în orice perioadă a vieții și eu sunt dovada, pentru că am acnee la 28 de ani, right? Și iată ce mai mi-a scris și această tipă care care a apărut acnee la 30 de ani. Prin 2014 au început să apare pustule mari și dureroase. Deci, apropo, acnea doare destul de tare, right? Vreo 3-4 pe fiecare parte, în zona mandibulei. Am încercat să țin lucrurile sub control cu produse și cosmeticiene și funcționa o vreme, dar tot timpul apăreau altele noi. Asta până când am dat peste o fată foarte nepricepută care mi-a distrus fața, încercând să-mi stoarcă coșurile infectate. De prin vara lui 2016, pustulele s-au transformat în chisturi mari cât boabele de fasole și mi ieșeau în fiecare zi vreo 2-3. Dacă înainte aveam erupții doar la ovulație și la ciclu, acum îmi exploda tenul la aproape orice atingere. Mi se sensibilizase la extrem
Nu mai reacționa la produse. Mi se umflase mandibula și mă furnica tot timpul. Asta știu și eu cu furnicatul. E așa o senzație gen... E ceva pe sub pielea mea și mă mănâncă. Trebuia să mă scarpin cu un prosop. Infecția mi s-a întins pe piept și pe spate, până pe fese, ceea ce e normal. Astea sunt zonele în care acnea la fel poate apărea. Piept, spate, fese. Ca tot românul, am ajuns la medic când mi-a ajuns cuțitul la os. Și multă lume ezită să meargă la medic, iată ce spune altă tipă. Nu am mers niciodată la dermatolog pentru că nu aveam bani pentru asta și știam că tratamentele sunt destul de scumpe. Am tot încercat diferite tratamente naturiste, ce mai mă sfătuia lumea, dar niciunul nu a avut efect. Deci mama Ioanei a ezitat să o ducă la medic. Tipele celelalte care erau adulte sau semi-adulte când li s-a întâmplat asta cu acnea nu s-au dus la medic și cam din toate mesajele pe care le-am primit, am înțeles acest mesaj că toată lumea a avut o perioadă în care gen mi-a ieșit ceva pe față, dar nu mă duc la doctor. Această perioadă în care nu au făcut nimic în legătură cu acnea a fost de fapt timp pierdut pe care l-au regretat mai târziu în evoluția bolii. Și așa a fost cu Ioana. Cât timp nu a ajuns la un medic care să-i prescrie un tratament corect, acnea ei s-a agravat. Și iată ce povestește ea din acea perioadă. Ajunsesem să nu mai vorbesc cu nimeni. Nu răspundeam atunci când profesorul întreba, chiar dacă știam răspunsul, pentru că nu voiam să atrag atenția. Foloseam foarte mult fond de ten și oamenii erau stânjeniți atunci când vorbeam cu ei, fie nu mă priveau în ochi, fie privirea li se muta pe fața mea și preferam să refuz orice contact cu oricine. Și vreau să mă mai spun aici și alte povești. O altă tipă spune, mie dintotdeauna mi-a plăcut felul în care arăt. A fost un șoc pentru mine să mă trezesc sluțită în felul ăsta. Și probabil nu face cinste faptul că am ajuns să mă întreb. Eu, dacă nu sunt frumoasă, cine mai sunt? Aveam momente din astea de regres psihic și vorbeam cu mine ca o babă cârtitoare, anulându-mi orice altă calitate și realizare. O altă fată spune, și acesta este o persoană pe care eu o cunosc personal și o salut și o îmbrățișez pentru că și mulțumesc că a avut încredere să-mi trimită fix acest mesaj care este destul de hard așa. Spune, eu am avut probleme cu acnea de la 13 ani. Am avut perioade scurte în care pielea mea a arătat ok, dar mereu a revenit la stadiul în care era. Uneori mă enervează atât de tare încât îmi vine să urlu și alte ori, când sunt foarte tristă, mă gândesc să mă sinucid din cauza asta. Sună ca o prostie, dar e o ruptă grea. Îți răpește din încredere și te seacă de putere. După atâția ani și atâtea tratamente, vrei doar să se termine. Altcineva spune, arătam horror, de parcă aveam varicelă. A avut un impact major asupra mea. Mă simțeam urâtă, ca o copilă și deci not sexual, non-sexuală, not worthy of flirtatious happenings și nedemnă de întâmplări care să implice flirturi. Am impresia că e tot ce mă definește. A escalat la rapid și urât. Deci, vedeți, acnea este cuplată cu destul de multă suferință. Așa cum reiese din studii pe care le-am consultat, acnea la nivelul feței te face să nu te simți confortabil în situații sociale, mai ales, iar acnea care apare și pe corp, cum ar fi, de exemplu, pe piept sau pe spate, te face să nu te simți confortabil în situații sexuale. Pentru că, na, e evident, right? Ai ceva pe corp și nu te simți în largul tău. De ce vă povestesc toate aceste chestii? Odată ca să știți că și altor persoane le este greu dacă sunteți în această situație și al doilea motiv este că dacă nu sunteți în această situație, e important pentru mine să voi să rețineți că nu e ok să râzi de cineva care are acne pentru că este o afecțiune, nu poți controla. Și nașpa să râzi de cineva care are o boală. Dar apropo de cum să te porți cu o persoană care are acne, iată ce mai mi-a povestit Ioana și sunt niște chestii care cred că sunt demne de reținut. Colegii de clasă n-au râs niciodată de mine. Yay! Colegii de clasă lui Ioana, really, like, nu râde de persoane cu acne. Cred că știam cum mă simt și îmi spuneau să nu mai folosesc atât de mult fond de ten că înrăutățesc situația. Și apoi vine altă treabă. Odată o doamnă profesoară m-a chemat să vorbim în particular și mi-a propus să-mi ofere tratamentul pe care îl luase fiul ei. Lui trecuseră și îi rămăseseră câteva cutii. Am refuzat politicos și nu cred că am mai vorbit de atunci cu acea doamnă profesoară. Altă tipă mi-a scris, mă oprea lumea pe stradă să-mi dea sfaturi. O tipă m-a abordat în vestiar, la sală, să-mi recomande nu știu ce uleiuri. O doamnă m-a interpelat la coadă la pașapoarte să-mi spună să folosesc argint coloidal, nu știu ce e asta, o porcărie, spune ea și sunt sigură că o porcărie. Când am fost să schimb buletinul, mi-a zis...
Când am văzut să schimb buletinul, mi-a zis un polițist de acolo să folosesc apă de lavandă. Avea el plantație. Toate prietenele și vecinile maică-mii s-au înghesuit cu sfaturi, creme, alifii, uleiuri, poțiuni magice, recomandări de cosmeticiene. O colegă mi-a pasat cartea de vizită a cosmeticienei ei care folosește numai chestii bio. De parcă o infecție agresivă și rezistentă la antibiotic se duce cu pișul de pui de panda și lacrimi de îngeri. Nu ajungea că eram cu nervii întinși la maxim din cauza infecției, mai era nevoie să-mi calce toată lumea în picioare viața intimă și să ia decizii personale în locul meu, ignorându-le cu totul pe ale mele. Mă enervez retroactiv numai gândindu-mă. Și eu înțeleg foarte bine și în legătură cu asta vreau să spun câteva chestii. Prima chestie ar fi că nu e ok să te bagi cu sfaturi în viața oamenilor atunci când aceste sfaturi sunt nesolicitate. Al doilea lucru pe care îl observ din aceste mărturii, aceste povești, este că frumusețea este foarte importantă în societatea noastră. E o chestie despre care am mai discutat, nu? Și eu am simțit această presiune, nu de la oameni random neapărat, dar de la oameni apropiați, așa, un pic de presiune. Părinții mei, care sunt foarte, foarte cool și cu care mă înțeleg foarte bine, totuși m-au sunat așa și din când în când să mă întrebe: hei, ți-a trecut chestia aia de pe față? Ai mers la medic? Această preocupare activă a oamenilor din jurul nostru în legătură cu frumusețea noastră, la modul, ah, ești așa fată frumoasă, păcat de tine cu acnea asta, hai să o rezolvăm, să treacă la loc, să fii din nou ok. Există pentru că frumusețea înseamnă capital social și frumusețea îți aduce în societatea noastră anumite avantaje. Și a treia chestie pe care mi-o spun aceste mărturii este faptul că oamenii în România cred în tot, unii oameni, cred oarecum într-un fel de miracole medicale și ezită să meargă la medic. Și de asta este foarte important pentru mine să vă spun acum care sunt de fapt cauzele adevărate ale acnei. Ok, pentru asta avem nevoie de o mini lecție de biologie despre pori. Porii sunt niște deschideri la suprafața pielii și porii duc spre interior la glandele sebacee care produc sebum, adică ulei, care ulei este foarte bun, este un ulei natural care protejează pielea noastră. Hormonii, despre care am mai vorbit în alte clipuri, fac ca aceste glande sebacee să producă mai mult sebum, mai mult ulei. Și acest exces de ulei plus celule se adună așa în pori și îi blochează. Când porii sunt înfundați sau blocați, bacteria P. acnes se înmulțește. Ea e o bacterie care în mod normal se află la suprafața pielii, deci e normal să o avem acolo, dar în condiții vitregi ea se tot înmulțește, se face mult mai mult și ajunge să provoace leziuni la nivelul pielii. Deci acnea are pe parte legătură cu fluctuații la nivelul activității hormonilor tăi, de exemplu atunci când ești la pubertate și se întâmplă tot felul de chestii hormonale în corpul tău, atunci când ești la menstruație, atunci când suferi de sindromul ovarelor polichistice sau atunci când ești sportiv sau sportivă și iei steroizi anabolizanți. Are legătură cu o bacterie, așa cum spuneam, dar acnea poate fi și cauzată sau înrăutățită de factori genetici sau ereditari sau de stres sau de alte tratamente pe care le urmezi. Consumul de alimente ca pâine, paste sau dulciuri sunt la fel corelate cu acnea și din cauza acestei complexități de cauze este cu atât mai important să mergi la medic ca să vezi de ce în cazul tău a apărut acnea. Acum ajungem la chestia și mai interesantă, care este legată de sex și acne. Sex, yes, sex, sex. Nu vei face acne dacă te masturbezi. La fel, nu vei face acne dacă faci sex. Invers, nu vei face acne dacă nu te masturbezi și nu vei face acne dacă nu faci sex. Activitățile sexuale, ca masturbarea, de exemplu, sau a face sex cu cineva, cu un partener, sunt benefice pentru sănătate. De exemplu, cresc ritmul cardiac și asta ajută la îmbunătățirea circulației, ceea ce este bine pentru pielea ta și pentru restul corpului tău, sau orgasmele sunt legate de producerea de endorfine care reduc stresul. Însă relația dintre acne și sex nu este așa de simplă cum spun miturile. Sexul este o activitate naturală care susține un mod de viață sănătos,
Însă nu există niciun studiu care arată că nu vei face acne dacă faci sex. Și nu există niciun studiu care arată că dacă ai deja acne, sexul o va vindeca. De exemplu, eu în acest moment urmez un tratament cu antibiotic pentru că am această bacterie, right? Care nu va dispărea oricât de mult sex aș face. La final aș vrea să vorbim puțin și despre medici. Pentru că acnea este o afecțiune complexă, este oricum un drum destul de lung până când reușești să îi dai de cap, să vezi în cazul tău care este cauza și să reușești să o ții sub control. Deci trebuie mereu să veniți cu răbdare. În același timp, eu când vă trimit la medic din poziția de educator, mă găsesc așa într-un loc un pic dubios, pentru că pe o parte știu că este important să mergeți la medic, pe de altă parte știu că există probleme în sistemul de sănătate în România pe care nu îl putem nega, da? Atât Ioana, cât și celelalte persoane care mi-au scris, mi-au povestit lucruri și episoade urâte despre cum s-au în interacțiunea cu medicii, fie că au fost neprofesioniști, că nu le-au vorbit frumos, că le-au tratat de sus, așa, niște chestii care nu sună foarte ok. Toate acestea, singura soluție în cazul acnei este să ajungi la un medic ok, care să-ți prescrie un tratament corect. Deci cu toate deficitele din sistemul de sănătate din România, recomandarea mea este să mergeți la medic și speranța mea este că veți găsi cât mai repede un medic competent și ok în apropierea voastră. Într-adevăr, atunci când Ioana a găsit un medic care să-i prescrie un tratament corect, acnea ei s-a ameliorat și la ceva timp progresul a fost și mai mare. Dar iată ce spune Ioana la final, pentru că nu vreau să fac așa un arc narrativ în care mergem de la Ioana sluțită de acnee până la Ioana din nou frumoasă și salvată pentru că acnea i-a trecut. Cred că lucrurile stau mai complex decât atât și sper că am spus-o în acest clip. Cu atât mai important și mai valoros este ceea ce mi-a spus ea la final și îi mulțumesc pentru inteligența emoțională și pentru felul în care se observă. Mi-a spus așa: partea grea e că încrederea în ține nu reapare prin magie atunci când ai scăpat de acne, ci urmează o altă luptă cu toate nesiguranțele pe care le-ai acumulat și pe care ai ajuns să le car după tine ani la rând. Nu știu dacă e cazul altor persoane, dar atunci când am scăpat de acne, am găsit un alt motiv pentru care să mă detest. Mi se părea că sunt grasă și că asta mă face urâtă și dezgustătoare. Cred că e important asta, să știm că fiecare dintre noi avem bătălii de dus și că acnea este numai o bătălie. Fiecare dintre noi poate avea mai multe nesiguranțe. Aceasta este o poză, poza de la început este poza pe care mi-a trimis-o Ioana ca să spună că aceasta este poza, așa arată ea atunci când îmi trimite acest mail. Și aceasta este poza pe care mi-a trimis-o spunând că așa arată când se simte suficient de drăguță să își facă un selfie în baie. Toată lumea are nesiguranțe, acnea este încă un motiv pentru care aceste nesiguranțe sunt pornite în noi. Vă recomand ca până data viitoare să aveți mare grijă de voi și să avem grijă unii de ceilalți, să fim drăguți unii cu de ceilalți, toate aceste situații delicate pe care le putem trăi, provocate de acne sau de alte lucruri și cauze. M-am pupat!